Alex Bodie a fost prezent la emisiunea lui Denis Rifai 40 de întrebări și acolo a avut parte de mai multe întrebări acide. Întrebat dacă a bătut-o pe Bianca, acesta a răspuns că regretă momentele în care a lovit-o pe Bianca Drăgușanu. Alex Bodie a dezvăluit că relația lor a avut mai multe angoase, iar certurile escalau rapid la înjurături și violențe. El a spus că blonda obișnuia să-l trateze urât când se certau din cauza geloziei și de multe ori chiar sărea la bătaie. Deși susține că nu are nicio scuză pentru că a lovit-o, Alex Bodie consideră că gesturile sale au fost justificate. Spune că el ar fi reacționat la agresiuni și nu ar fi fost cel care a comis agresiunile inițiale. În primul rând, cred că nu am nicio scuză să compar forța unui bărbat de 110 kg, dar să dau într-o femeie trebuie să existe o sumedenie de provocări, pentru că un om calm la locul lui, un om care nu-și dorește scandal sau violență, trebuie să fie provocat ca să recurgă la așa ceva. Majoritatea episoadelor noastre de ceartă au fost din cauza geloziei. E adevărat că și ea sărea la bătaie, iar eu nu aveam cum să o menajez. Când tu ca femeie nu simți să mă tratezi ca pe un bărbat și vrei să te comporți cu mine de la egal la egal, eu încercam să te opresc. În rest, nu am făcut nicio pasiune să dau în ea, Doamne ferește. Am avut, cred, două episoade violente între noi, pentru că ea mă lovea prima, mă înjura. Repet, nu există scuză, eu nu am avut alte antecedente cu alte persoane. Legat de incidentul în care mama ei a sunat la poliție, Alex Bodie a spus că poliția a venit degeaba pentru că de fapt a fost doar un schimb de replici și nu ar fi agresat-o pe mama Biancăi. Alex a mai spus ca exemplu un ultim conflict în care Bianca l-a înjurat de bunica sa decedată, lucru care l-a scos din minți, și acela a fost un motiv pentru care ar fi bătut-o. Legat de scandalul de prostituție dintre el și Iulia Sălăgean, Alex a declarat: niciodată. În primul rând, Iulia nu are declarații sau denunțuri împotriva mea. Ea a fost chemată ca martor în septembrie și a specificat că nu am forțat-o, nu am obligat-o, pentru că ea a muncit din propria inițiativă. Între mine și ea nu au existat niciodată episoade de violență sau abuzuri. Era dansatoare într-un club. Referitor la domnul Adrian Tâmplaru, este nașul fetei mele pe care l-am cunoscut în Germania când avea un restaurant. Dânsul se ocupa de restaurant și timp de 2 ani nu l-am văzut să se implice în afaceri ilegale. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!